este, desigur, cel mai important acum, este prezența dumneavoastră aici, entuziasmul de care dați dovadă și care îmi instalează mie convingerea, îmi dă convingerea că putem să mergem mai departe în această campanie electorală cu succes. Cu succes și cu convingerea că îl putem duce pe Crin Antonescu pe cea mai înaltă poziție politică din România, cea de președinte. Mă rog, domnule președinte Lucian Iliescu și dragi colegi, să demonstrați încă o dată, așa cum ați făcut în trecut, că sunteți una din cele mai puternice organizații. Mi-aș dori din nou să obțineți scorurile pe care le-ați avut anul trecut la alegeri, să fiți prima organizație pe țară, pentru că cu astfel de organizații tragem scorul partidului în sus. De fapt, de data aceasta nu va fi scorul partidului, decât indirect va fi scorul candidatului nostru, care merită să vină la președinția României. Pentru o altă Românie, pentru o Românie a viitorului, pentru o Românie a prosperității. Vă mulțumesc! Banii cheltuiți de guvernul tărician și de dumneavoastră toți care ați lucrat și lucrați în administrație locală, au fost într-adevăr cei mai mulți bani cheltuiți în România vreodată și este meritul acestui guvern, al dumneavoastră, al nostru, al tuturor, că am făcut ca România să aibă bani la bugetul de stat și în buzunarul cetățenilor. Vă rog, pe domnul Emil Boc să cheltuiască. Pentru Dumnezeu, îl rog să cheltuiască, îl rog să risipească, îl rog să arunce cu bani. În primării, în salarii, în locuri de muncă, în pensii. Vreau să fiu cheltuitor de Tăriceanu. Tăriceanu, ca prim-ministru, a avut curajul și s-a dus în Parlamentul României și a spus: da, sunt prieten personal de ani de zile, de zeci de ani, cu Dinu Patriciu, n-am făcut nicio colonie cu Dinu Patriciu. Are curaj, domnul! Are curaj, domnul Traian Băsescu, să vină! Da, sunt prieten cu soția domnului Cocoș, sunt prieten cu domnul Cocoș, nu facem nicio colonie, domnul! Niciodată în România, sub un guvern, nu s-a ajuns în situația atât de gravă încât, practic, să fim ce se numește în popor sat fără câini. Nu mai avem instituții. Avem pentru prima dată magistrați în grevă. Avem polițiști în grevă. Avem infractori de tot felul care ies la drumul mare și dau în cap, la propriu și la figurat. Cum să nu se întâmple asta? Ce partid din România, inclusiv Partidul Comunist Român, pe care nu l-am gândit și îl consider o nenorocire în istoria României, dar ce partid din România, inclusiv Partidul Comunist Român, a adus interloc să-i facă secretar de stat? Ce partid a adus oameni care au sequestrat pe alții, i-au legat, ca ultimii mafioți, le-au pus pancartă de gât, a adus astfel de oameni să-i facă secretar de stat ai României? Niciun guvern. Niciodată România n-a fost în pragul disoluției autorității așa cum este acum. Și ăsta este un lucru grav. Pentru că noi nu putem să trăim fără o minimă încredere în autorități și fără o minimă funcționare a autorității. Partidul Național Liberal are nevoie de un președinte echidistant și corect și atunci singur are resursele de a fi partidul numărul 1 al României. Sunt convins de lucrul ăsta și vă rog să fiți convinși și dumneavoastră. Mulțumesc!